Noi facem aici live. Bună ziua! Bine v-am găsit la un live. Foarte prost, dar este un live. Ia mă. De ce este Danelvei băbăl? Unbelievable. Uite mă că suntem live, mă, ce ai, uite. Vezi, acum... Da, uite. Lasă-mă pe două. Ce pe două? Ora două să încep. Lasă, acum l-am început așa. Ce mai stau? Cunoscut-i omul, dă-i minte. Acum, dacă, bă, dacă l-ai început, nu mai stai cu date, știi? Mamă, Colici are 74, mă. Da. Mamă, bă, arată bine rău. Colici. Ia pe cine foarte. Don Cur. Bancu aici. Mihailă. Ferii erai fundaș aici. Cicâldău. Bărbuț 73. Mamă, ce o duc bine, băieți. Dimitrov aici. Și să-i compară pe ăștia doi. Ia. Bă, la stele e mai bun Fortes. La Wickfoot. Și la înălțime. Accelerație. E mai bun Cristea. Deci îl păstrăm pe Cristea. Tu ce faci, mă? Nu, dracu știe. Hm? Dracu știe. Am înțeles. Stai că mă uit pe la tine, pe live. Nu-i nimeni, mă. Bine, ce vrei la ora asta? Pau. Trebuie să-l lași pe două. Ai trei like-uri. Oh, bun. Înseamnă că a fost cineva, mă. Sau ți-ai dat tu după alții conturi. Hai că mi-am dat așa, mi-am deschis telefonul și mi-am dat. Ți-ai dat? Nu. No, păi îți două like-uri fără a tău de pe cont. E bine. Bă, roce asta, aș vrea să-l încerc așa, dar e cam slab. Mamă, e slab rău, ești nebun, două cu două, aoleu. Yes. Și cât avem? 4 milioane. Trebuie să câștigăm, așa, trebuie să câștigăm în două, deci trebuie să câștigăm campionatul în două sezoane, ești nebun. Trebuie să câștigăm cu, să terminăm cu 3 milioane buget. Fii atent aici. Și mai trebuie să facem și academie, știi? Hai să luăm un de ăla de academie, unul mai slab de vreo. Uite, frate, ce fac? Ce? Am unul de 4 milioane și restul mici. Slab ca drag. Deci, îl iau pe ăsta de... Să uită, auzi, tu te uiți la live-ul tău? Nu. Nu, să uită o persoană cu mine. Sau... A, uite, Gabi Alex. Salut, Gabi Alex, respect că te uiți la live. Sau tu ești ăla? Nu. Deci, salut, Gabi Alex, care ești o persoană diferită. Ești o persoană, adică... Under FIFA România, salut! Ăla ești tu, bă, Gabi, ești... Ăla-s eu. Deci ziceți, luăm scout-ul, dar rămâne fără nu. Bani? Nu. Nu, deci luăm unde ăsta, uite, luăm pe ăsta din România. Marius, nu știu cum, care e foarte slab. Și îl luăm pe 6 luni. Și aia e. Măcar să luăm un jucător peste 80, știi? Că oricum trebuie să-i creștem și așa. Aștept de la voi idei de transferuri, bă, băieți, care sunteți pe live. Ce să aducem pe aici? Oh, uite, putem să creștem pe Fortes. Bă, l-aș cre... Mamă, bă, de ce e Fortes așa de slab la putere, mă? Are 55 strength, ești nebun? Uite, dau un sprint speed. Cicâldău, cică n-are potențial. Cică. Mihailă. Îl creștem și pe Mihailă. Și pe Bărbuț. Și pe Bancu, dacă tot. Și ăsta e antrenamentul. Hâți.
Ia zi-vă, pe cine vrei aici, la echipa noastră, drăguț? Eu aș mai vrea un mijlocaș, sincer. Și să joc cu un atacant. Bă, sincer. Aș juca cu... Uite așa aș juca. Te uiți pe partajare? Da. Uite așa, cu formația asta. Așa. Sau de da, fapt... e formație bună dacă ai CDM foarte puternici. Păi... Care să... fără probleme. Bă, joc așa, cicl dau... Îmi trebuie un CDM, asta e ideea. Cicl dau îl poți juca cam. Păi l-a jucat pe Cristea, gen. Sau joci cicl dau stânga. Îl joci bandă stângă. Păi are că vitale... bărbuț e prea bun. A, uite, și pe bărbuț poți să-l joc așa. Da, dar numai bine îl joci pe bărbuț în bandă, că e așa de rapid. Și atunci cicl dau să fie un pic de creație, care să stea mai jos pe stânga. Gen Cicl dau stânga, Cristea mijloc. Și pe Mihail îl mai crești și după îl joci. Deci pe Mihail să-l bag rezervă. Vrei așa, gen? Da, și Cristea în locul lui Mezacoli. Și mai ne trebuie unde ăsta. Mateiu ea. Mamă. Mateiu e bun. E în afară de strength, e bun. Da, da. Deci ne trebuie aici un CDM puternic. Puternic. Hai să ne uităm în România, pentru că na, din România luăm. Uite, Felix Jurubița, salut, vai, salut. Și tu. Ce? Vai, că și tu o carieră cu Rapid. Bă, n-avem Rapid în FIFA. Nu e Rapid, dacă era Rapid poate făcea. Da, deci nu avem Rapid. Bă, ce zici de Pintili, mă? Ar fi interesant. Numai să nu fie recently joined sau nu, nu cred că e. Plus că e ieftin. Sau s-ar putea să fie. Nedelcu, na? Mărjac, Mladen, cred că are forță. Nu mi-arată strength. Sau? Pot să văd aici? Vezi pe undeva strength? Ha? Uite, are 66 strength. Nu prea e cine știe ce. Hoban? A, nu poți că se retrage. Filip, Tudor Băluț ar mai fi, Bourceanu, bă, frate. Bă, îl iau pe Bourceanu. Bă, fii atent la mine, mă. Eu îl iau pe Bourceanu. Primul transfer. Bă, e capitan, mă, e de credit. Ce trebuie? A, e recently joined, nu mai vezi? Da, uite, pe ăsta și ăsta e la fel. Am înțeles. Când vrei să ieși tu ceva, dar nu te lasă joc, ei, nu? Bă, să căutăm și un cămăc puternic, asta e ideea, știi? Da. Da. Culio. Îmi trebuie ceva cu putere, boss. Danistor. Nu cred că are strength. 61, am înțeles. Ovidiu Popescu, n-am nevoie de el. E varsă. Deci n-ai, mă, deci n-ai ce să iei. Gen puternic, știi? Da. Decât să iei ceva și să crești tu, știi? Da, trebuie să ne gândim aici ce luăm. Oh, pardon. Aola. O persoane, salut, salut, salut la toată lumea. Hai că mai bine... Unde, mă, mie nu mi-arată. Ah, comentarii, am crezut că în comentarii. Ah, nu, la nu, asta. Deci 7 oameni, băieților. El va fi omul care va ține canalul ăsta. Pentru că nu sunt un imbecil și nu sunt stare să-l țin. Pff, ce om, ești așa sincer, bă. Bă, nu știu, mă, pe cine să iau, mă. Voi pe cine ziceți cap și cât de mă? De cine v-ar place, sincer? Mamă, deci Mărzijac e super bun. L-aș lua pentru pace-ul ăla, știi? E rapid rău Mărzijac. Dar nu am pe cineva gen de CDB, CDM, da, CDM, CDM, știi? Box, cu, box to box, așa, știi? Aha, gen un care să fie bun și la închidere și la da, joc da. Ofensiv. Ia să vedem ce... Transfer pentru Briceag de la... Belargo, nu știu cum, dacă îmi dați
550. Vila. Nu cred că ne trebuie așa de mult briceag. Drăghici. Păi sincer, de ăștia n-am nevoie. Și ne mai facem puțin buget din ei, știi? Bărbuți, nicio șansă să te duci la sport club de Recife. Ce e ăsta, mă, Recife? E din... Bă, Hosem, din ce țară e Recife ăsta? Ia, de stai să văd. Sport club de Recife. Două Recife. Asta cred că e Brazilia. Hai că se duce el în Brazilia așa. Nu se duce în Brazilia. Mai facem aici un antrenament. Ai 6 like-uri. Bun, bun. E bine, mulțumesc o, frumos. Vizionează acest live. Puteți să-i dați în comentarii câte o părere, câte o ceva. Da, chiar așa avem nevoie, mai ales la transferuri. Asta, am postat și eu o nouă carieră pe FIFA Career Mode România, bă. A, cu cine faci? Rednic semnează cu voluntari. Aoleo. Cu voluntari, mă? Cu voluntari? Da, mă. De ce nu? Ce are? Fac echipă, mă, de n-asta, fraiere. Știi ce o să facă de n-asta? Echipă da, de Champions da. League. Te-ți vreau să te văd. Briceac. Bine. Bine. Vezi cu cine vorbești, cu Lordul Carier Modului. Tu ești ăla. Hai, bă, ce-am făcut în Astra, în 3 sezoane? Hai, mă, că îl iau pe mârge. Primul transfer. Mârjeac pentru pace-ul ăla, bă, frate, are pace monstru. Și l-aș da pe Fedele. Ia dă-l pe Fedele aici. Ia. Și mai dau încă 400 pe tine. Și te-am luat. 500 vreți voi, bă? Eu negociez aici la sânge fiecare cent. Ia stai, mă, dacă tot stau așa. Cine e ăsta cu care vă nu știu cum să spun. Eu sunt Alex, postul Alex 250 și el e Liviu. El va fi nou Alex 250 pentru că eu nu mai am timpul necesar care să pot face atâtea. Și atunci el o să fie, oricum și pe el îl cheamă Alex, deci... Mhm. Stați puțin că am primit aici un mesaj. Continuăm imediat. Hai, mă, că îl luăm cu 500. Frumos. Așa, hai să-i negociem și contractul. Eu vreau să intru pe telefon, știi, să citesc comentarii dacă e. De asta stăteam așa. Dar să-l dăm mai departe, să nu vă... Hai să fie important aici, frumos. Uite, mă, omul vrea crucial. Ce? Ia, mi-apare live-ul? Ia uite, mă, că mi-apare live-ul de la Hosea. Așa, frumos. Sosu de la CB, ok. O să ne interesăm de el. Hai să-l luăm un tip ăsta, pe 4 ani, o vrea? Nu vrea clauză. Bă, cam mult acolo la goluri. Mai bine, a, uite, e perfect așa, fraților. Bă, Hosem, dar tu ce faci, mă? A, s-a dat pe mut, am înțeles. Și cine a zis voi? Ăla de la Sibiu. Cred că trebuie să-i dau un T-Scout. Bă, să vedem. Are și clauză, deci sper să, cred că putem să-l luăm, nu? Dacă are clauză. A, putem să discutăm direct. Hai că pentru voi, hai să dăm atâta pe el. Dar să așteptăm puțin să ne dea despre salariu, să nu-i dau eu mai mult la salariu, știți? Bă, fraților, și avem primul meci din campionat cu Dunărea Călăraș. Asta e echipa. Stați puțin că s-au dus băieții așa. Deci Cristea vine așa, Cicâldău în partea asta. Mateiu așa și aici intră nou venit Mărjeac.
care are un pace foarte bun și strength-ul 63 e ok pentru Liga 1 până la urmă, că nu-s mari forțoși pe aici. Bă, dar mă întreb, Don Kuro putea să... Na, nu poate. Dacă putea să joace cât de mâine era... Da, Ferreira poate? 72 strength. Interesant. Și avem aici pe Fortes, pe Mihailă, pe Rocea. Aici îl mai punem pe... pe Coli, în caz de... avem nevoie de ceva prospețime în atac. Chelic, Stăncioie și Martic. Eu zic că e echipă bine închegată. Ok. Și avem primul meci cu Dunărea Călăraș. Să vedem dacă Dan Alexa ne va pune probleme. Jucăm în deplasare. Deci sper să facem o figură frumoasă până la urmă. Joc pe profesional că n-am mai jucat de mult. Și... na, să nu mă fac totuși de râs. Și stați puțin că mi-a venit firul de la microfon pe tastatură și vreau să-l bag pe dedesubt ca să pot să joc și eu frumos. Așa, și sper să nu se audă foarte tare tastatura, să vă deranjez, de asta e singura chestie. Bun, hai că începem meciul și mai vreau să fac eu o chestie. Așa, că mă enervează chestiile alea. Așa. Honciu, Dimitrov interceptează, Filip, Bărbuț, Filip, Mateiu, pentru Cicâldău. Cicâldău pentru Colici, Cristea, Colici rămâne la balon, dar este interceptat și avem out. Bancu, Cicâldău, în marginea careului, Cristea pentru Filip, un șut foarte slab. Calancea, degajează. Colici intervine, Cicâldău. Cristea, mi se pare că am în spate Cristea, cred că trebuie să-l dau acolo să... O, oh, bun, aici pasa pentru Colici. Ah, preluarea aia, bă, frate. Prea în față. Dimitrov. Cristea. Filip, Mateiu. Cicâldău, Cicâldău se întoarce. Ce intervenție are Calancea în fața lui Cicâldău. Și avem primul corner al partidei. Centrează Mateiu, mingea este respinsă. Ajunge la balon Bărbuț. Cristea pasă înapoi pentru până la Ferreira. Cristea. Cristea pasează la Colici. Colici are putere. Mateiu. În bandă pentru Cicâldău, Cicâldău centrează. Ce intervenție are din nou Calancea. Mai postez și după 7 luni. Eu nu sunt OSM, dar da, aparent postează și după 7 luni. Mai reînvie lumea. Ferreira dă cu capul de-a pe lângă și este out pentru Dunărea Călăraș. Trebuie să obținem cele 3 puncte, dacă nu putem să batem echipele mici, ce șanse avem cu CFR sau cu Steaua. Cicâldău, Cicâldău centrează, Calancea încă o dată, Calancea-i Dumnezeu pe pământ. Lukin, Honciu, Filip, interceptează Don Kur. Filip, Bărbuț. Pas din prima aia, Cristea pentru Bărbuț. Bărbuț are viteză, Bărbuț centrează și respinge acolo, cred că a fost Honciu. Iancu, jucătorul care a mai trecut pe la Steaua în trecut și pe la Viitorul. Iancu aici scapă singur, singur Iancu și ne luăm gol pe contraatac. Incredibil așa ceva. Să-ți iei așa gol pe contraatac, bă, frate. Așa gol. Și suntem conduși și după ce am controlat prima jumătate a meciului. Așa se întâmplă în FIFA și în realitate, dar da, ce faci? Trebuie să revenim în meci, Bărbuț. Cristea, Honciu. Filip. Steliano Filip.
pasă foarte bună. Na, nu, nu ajunge. Nu știu pe cine au în bandă. Bărbuț. Filip. Colic. Colic. O pasă bună la Bărbuț. Bărbuț are viteză. Steliano Filip. Steliano Filip. Se ține bine Steliano Filip. Întoarce pentru Dimitrov. Dimitrov centrează. Este singur. Filip dă pe lângă poartă. Câte ocazii avem în acest meci? Te știu de când ai făcut cariera cu Victorul. Da, doar că acum sunt alt om, cum să zic. Gen, Alex care era înainte, dacă ne-a observat că e complet altă voce și așa, sunt prieten bun cu el și mi-a dat mie canalul să fac live și așa, că a zis că nu mai are calculatorul necesar și timp să se ocupe și nu ce. Și am zis, eu am timp, nu prea am ce să fac și mai fac și un live aici. Cristea, Colic, pasă pentru Bărbuț. Ce intervenție are Steliano Filip. Se vede că a prins experiență din străinătate. Bine, nu prea a jucat pe străinătate, dar... Colic și egalăm prin Colic 1-1 înainte de pauză. Un șut super bun. Ah, ok. Da, scuze. Nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi dați o părere pentru transferul până la urmă. Pentru că o să încerc să aduc cât mai multe propuneri de la voi. Pentru că mi se pare că așa ar fi bine, știți. Dar dacă ați putea să-mi dați din România, pentru că, na, până la urmă să fie puțin realiști și până la urmă dacă avem pe ăsta și așa, să luăm din România, să ne bucurăm de el. Cucu. Filip acolo, foarte bună, Borceanu. Amri și Iancu. Piglia, cel intervine. Și acum putem scăpa pe alt contraatac. Colic. Cristea pentru Bărbuț. Bărbuț. Bărbuț are viteză. Bărbuț. Bărbuț. Este șansă de 2-1. Bărbuț. O pasă bună. Calancia este Dumnezeu încă o dată. Eu zic Denis Mann. Da, dacă o să avem bani o să cumpărăm și pe Denis Mann. Nu prea avem buget acum, dar dacă vindem și așa s-ar putea să avem și bani de el. Și sper să avem bani de el, sincer. E un jucător foarte bun și în realitate și în joc până la urmă. Și are și potențial foarte bun. Mateiu pentru Bărbuț. Colic. Filip, Colic, Colic. Mateiu, se întoarce foarte bine Mateiu. Cicâldău. Colic. Pasă interceptată și acum e șansă de contraatac. În DIE, Borceanu, Honciu, Filip. Ah, Bărbuț. Cristea. Bărbuț. Oh, ce gol! Ce greșeală de portar, câte intervenții, dar până la urmă marcăm prin... cine asta? Cicâldău? E Cicâldău sau e Mateiu? Că nu-mi dau seama. Că n-au fețele reale din... Ia. A, e Colic. Scuză-mă pe mine, Colic, că nu te-am recunoscut. Două goluri marcate de Colic. Cum te cheamă? Poți să-mi zici tot Alex, pentru că mă cheamă tot Alex, sau Liviu. Mi se mai zice și Cunus, dar e cam ciudat, deci mai bine zici Liviu sau Alex. Deși Liviu este un nume de pușcăriaș, deci mai bine îmi zici Alex. Te-ai prins, Liviu, numele pușcăriaș. Cicâldău. Colic. Cristea. Bărbuț. Bărbuț în fața. Bărbuț și mingea ajunge la Calancia. A încercat Bărbuț acolo de unul singur, dar n-a reușit. Aici putem reveni. Cicâldău, foarte bună intercepția. Colic. Cristea. Steliano Filip acolo cu intercepția. Matei. Dimitrov foarte puternic. Mingea ajunge la Bărbuț. Colic. Cristea singur. Cristea. Calancia prinde balonul, șut slab al lui Cristea. Nu prea are putere în șut. Mateiu pierde balonul. Mateiu recuperează și Cicâldău. Cristea. Filip Bărbuț. Colic. Filip. Borceanu intervine, se vede experiența la cei 35 de ani.
Cucu și este fault și o să schimbăm și noi puțin. O să intre Mihaila și Rocea. Uite așa. Și Fortes. Schimbăm total. Ăla era Karius. Care Karius? Ah, stai că m-am prins. Nu, că a apărat foarte bine Mihalcea până... Nu, Calancea, mă, ce Mihalcea. Până să ia golul ăla, Calancea a apărat foarte bine. Deci, na. N-am de ce să... Până la urmă mai greșesc și portare, ce vă. Fortes. Mateiu. Avem sânge proaspăt pe teren. Ar trebui să aducă o prospețime, jucători introduși. Și că-l dau. O, ce greșeală acum. Cucu. Filip. Pentru Honciu. Îl bingea la Iancu. Deposedat și Pigliacelli ne scoate din această încurcătură. Ce paradă a portarului. Mihaila nu poate da o pasă simplă. Iancu. Iancu pierde balonul în fața lui Mihaila. Fortes. Rocea. Rocea o pasă la Cicâldău. Cicâldău are viteză. Cicâldău. Cicâldău se luptă, dar pierde posesia. Filip recuperează. Filip pentru Cicâldău. Mai departe la Mihaila. Gol! Mihaila. 3-1 pentru Craiova în primul meci din Liga 1. Că trebuie să plec vacanță plăcută. Vacanță plăcută și ție, boss. King Pocheta. Pocheta, mă. Pocheta, să zicem. King Pocheta, vacanță plăcută. Să ai și tu. Ești Johnule. Amatei. Mihaila. Fortes. Filip. Cicâldău. Dimitrov. Dimitrov cu centrarea pentru Fortes, mingea n-ajunge și este respinsă în afara terenului. Cicâldău. Fortes. Rocea. Iancu. Mai sunt 5 minute din acest match. Rocea. Cicâldău. Fortes. Pentru Rocea. Rocea. Șut blocat al brazilianului. Cred că e brazilian. Sper să fie brazilian. Filip. Mihaila. Rocea. Ndiaye. Borcean. Încearcă încă un atac cei de la Dunărea. Mihaila și se termină meciul 3-1 pentru Craiova în primul meci din Liga 1. O partidă destul de bună, am dominat de la început, am avut ghinion, dar la golul lui Iancu, dar în rest, cred că a fost o partidă bună. Dacă mai aveți idei de transferuri, Somou, Juvhel Somou. Nu știu cum se pronunță asta, dar îl cumpărăm, că ați zis voi să-l cumpărăm. Dacă nu știți și cum se pronunță, sunteți cei mai șmecheri. Somol ăsta vine la echipă. Ia să vedem. Îi dăm un rotation. Vrea important, mă, frate. Hai să-i dăm important. Dacă ești tu important, îi dăm pe 2 ani, că pe un an nu-mi place. Vrea și Klaus, bine mă, hai că spun și Klaus. Măcar să fac acolo un profit de pe tine. Și ce salariu vrei tu, bă, frate? Bă, ai ajuns la ăștia cu bani, adevărat. Așa. O secundă.
Așa. Deci dacă mai aveți idei, nu ezitați să-mi spuneți. L-am luat și pot smo ăsta. Sper să fie ceva de capul. Ia să vedem ce rating are. 66. Nu e cine știe ce, dar... Oh, 4-4. Ah, poate... poate să... Oh, arată bine așa. O să-l încerc. Hai că pe Martici oricum nu-l folosesc. Deci, e perfect. Îl punem acolo, îl mai încercăm puțin. Facem și încă un antrenament, poate mai crește cineva. Hai că Mihaila, uite, începe încet, încet să-și dea drumul. Nimic deocamdată. O ofertă de împrumut pentru Popescu. Hai să-l dăm. Că-l mai avem pe Stăncioiu și da, nu avem ce să facem cu altele la portar. Că nu s-o accidenta ambii. O ofertă de transfer pentru Dimitrov. Nu, nu l-aș da pe Dimitrov, că nu prea am acolo pe dreapta și nu are rost. Sincer. Și avem meci cu Chiajna, pe care o să-l simulez, sincer, că e acasă și nu cred că ne pune probleme Chiajna. Hai să fim serioși. Adică e totuși Chiajna. Chiajna, bă, frate. Deci e Chiajna, mă. 3-1. Colici, 2 goluri, Bărbuț, 1 gol. 4-1. Mai marchează și Bancu. Bă, Colici e golgheter, are 4 goluri. E bine. Ochi, crește foarte la 72. Bun. Și Mihaila e la 78. E perfect. Ferreira. 1.100.000. Ia să-l dăm noi pe Ferreira. 1.000.000. Deci avem meciul numai că cu echipe de-astea proaste. Hermannstadt. Se joc cu Hermannstadt. E în deplasare. Știți ceva? Hai să jucăm. Îl încercăm și pe Tsosu ăla. Tsosu, cum l-o chema. Îl băgăm în a doua repriză. Pe Tsosu. Așa. Bun. Și începe meciul mult așteptat cu Hermannstadt. Sibienii vor să rămână în Liga 1. Deci au nevoie de puncte sau punct de aici. Cu noi, dar nu o să le dăm niciun punct pentru că suntem Craiova și trebuie să câștigăm titlul. Ia să Dandea, Moreira, Blănaru, Dâldea. Începe bine, dar Filip interceptează. Cică-l dă. Cristea, Colici, Cristea, pasă foarte bună pentru cică-l dă. Cică-l dă. Este un offside, un offside foarte mic din ce am văzut acolo. Dar dacă arbitrul a zis că e offside, e offside. N-ai ce să faci. Băi, curentul ăsta. Ți-a căzut curentul, mă? Ce om, bă. Bă, cât de revine, intră aici, mă. M-ai lăsat aici singur. Ce că-l dă. Intri în confă, gen. Bancu. Bancu, centrare bună, respinsă, până la Cicâldău, pentru Bărbuț, Bărbuț parțează pentru Filip. Filip întoarce acolo și centrează, Sereviu respinge până la Boncur. Mateiu, Cristea, Cristea o pasă bună pentru Colici, Mateiu, Filip, Bărbuț. Bărbut pentru Dimitrov și este un foul de portar, dar n-a văzut nimic. Ok, aici încă o încercare de pasă, cică-l dău, Cristea. Cristea este posedat de Moreira, dâl de acum, pentru Serediuc. Blănaru, o pasă în bandă pentru Tătar, dar
plin de pupile acelui și intrarea acestule, acestuia, nu mai știu să vorbesc, vorbesc prea mult și nu mai știu să vorbesc. Lof, lofasul, ce nume s-a stea mă mâncați așa? Filip, Cristea, Colici, Colici, până la cicl 2, cicl 2, cicl 2. Cicl dău, centrează cicl dău, dar o centrare slabă acestuia. Lofaso întoarce pentru Moreira. Axinte. Dâldea. Încearcă o schimbare, dar interceptează, cred că a fost Ferreira acolo, sau Bancu. Colici, o pasă bună pentru Bărbuț. Bărbuț se luptă cu fundașul Axinte, cred că este. Pasă pentru Filip. Acum Cristea pasează înapoi până la Mateiu. Este liber. Cicl dă gol. Cicl dă 1-0 minutul 30. Marcăm. De la Digi cu netul lor cu tot. Apropo, a pornit. Ce să pornească? A pornit live. Stați puțin. Revin imediat. Așa, gata, am revenit, mă scuzați. Da, am marcat prin Cicl-Dău, golul de 1-0. Să vedem cine mai așteaptă în acest meci. A pornit. Ce a pornit, mă? Să mă suni. Când poți. Joseme, să mă suni. Când poți tu. Bun. Acum să avem grijă să nu ne luăm gol. Dâldea pentru Lofaso, Antonov cred că era, Lofaso, o minge înapoi pentru Pigliacelli, degajează, Dâldea, Moreira, Serediuc, Blănaru acum, Mateiu, Bancu, Cicl-Dău, Cristea rămâne la balon și o pasă bună pentru Colici. Aici îl vede foarte... A, era în offside, cred că Bărbuț, da. În păcate, era în offside. Moreira. Filip. Cicl dău. Cristea. Colici. Bărbuț. Cristea pentru Cicl dău. Cicl dău acum o încercare de... centrare nereușită a zecarului. Dâldea și acum o respingere. Și cred că e da. Mateiu interceptează ieșirea pe contraataca tibienilor. Colici.
Aici morirea interceptează, dar doi pasă greșită. Și bărbuță pasă slabă. Mateiu, Cristea. Mateiu. Cristea este deposedat, Filip. Bărbuț, din păcate, era în offside din nou. Pe bărbuț îl găsim mai în offside. Răspunde. Da. Gata. Așa, doamne. Ce ai făcut? Bat pe aia de la Digi, mă, a patra oară în dimineața asta. Da, serios? Curentul sau netul, mă, că n-am înțeles. Curentul. Ma. Era curent. Tu ai curent de la Digi? Da. Ah. Am înțeles. Mai stau și în satul Puli. Am înțeles. Deci pe lângă că am net de la Digi, mai stau și în satul Puli, să fie mai rău. Bă, până acum am câștigat cu Dunărea, cu Chiajna și joc cu Hermaster. Da, am văzut acum. Viața mea. Cu cine faci? Cu voluntari? Voluntari! Voluntari! Forța voluntari! Stai un pic. Da, mama! Da! Bărbuți, colici. Și să iei alea de cartofi, alea două porții. Da. Aici da, bine, hai. Pentru Cicâldău. Cicâldău cu o centrare respinsă. E maica la Mec și... A, am înțeles. Fac o fiță astăzi că... Mateiu cu un șut. Niga respinge. Niga! Nig! Nig. Da, mama. Da, mama. Niga. Da. Au venit acum 2 minute. Bine, ciao. Cristea, Cristea, Cristea. Niga prinde acest șut slab. Ce e cu șuturile astea slabe, mă? Te dau afară. Bă, Cristea chiar e slab. Le știu. N-am jucat cu Astra cu Craiova și... Când era Cristea față în față cu Sestorul ăsta, nu știa pe unde să fugă. Ia să-l băgăm noi pe... În locul lui Cristea, îl băgăm pe nou venit. Cum se pronunță? Sosun, cred că. Sumu, mă! Sumu. Sumu. Bine. Dar te-am auzit cum le citi numele la încă vreo doi, nu mai știu la care, la Chelici? Nu, lui Chelici. Mai știu la... Chelici îi știți bine, lui... De la Lofosa, nu știu cum e asta, de la... Hermaștea. Care, mă? E unul la firma așa, la Fosă, nu știu cum cheamă. Da bine, mă, de la echipa, de la Craiova, zic, ai citit vreo două nume prost. Pe cine, mă? Pereira, Don Cur, pe cine? Nu, mă, stai că zic, mă, uite acum la lotul lui Craiova și... Îi zic că pe cine greșit, stai. Team Sheets. Pe cine am greșit, mă, Craiova, unde -i? La ăsta, mă... Nu mai știu la care, dar ai zis tu unul prost, stai că mă uit, acum mă uit. Da, uite-te. Ce zic? Coli, ce l-ai citit bine, nu? Da. Dar acum mă uit. Îl fac ocupație. În loc să încep aia cu voluntari, îl fac ocupație. Am înțeles. Că am timp, până la 5 am timp. Colici, o pasă bună pentru bărbuți. Așa, bă. Bărbuți. Bărbuț intră în care o pasă înapoi pentru Colici și este gol, 2-0 pentru Craiova. Golașo de Craiova. 2-0, bă, băiatul. 2-0 de Craiova. 2-0. Povestea noastră continuă, da cu CFR, dă cu CFR o carieră, fă cu CFR. Bă, scuze. Faci. Acum am început Craiova. Poate data bine, viitoare. Da, sau o carieră, nu, da. În episoade, mă. Episoade? Bine. Da. Episoade, da. Vrei tu așa? Facem episoade. Hai. Cu ce vrei. Stai să-ți citesc eu ce să-ți zic ce citesc. Blănaru, Petrescu și... marchează Lofasu ăsta. Lofasu! Lofasu reduce din diferență, metru 74. Vezi, mă, dacă nu mă concentrez, mă, că mă... Ia, stai, ce să zic. Cicâldău?
Mihailo, Colic. Cum aici mă, că îl cheamă pe ăla, Tsun, Tsumu! Tsumu, mă, așa. Scapă, scapă Lofaso, Lofaso, Lofaso. Bine că are un shoot club. Filip, Anthony. Lofaso. Deci tu mai încet. Asta e cu drama. Mă de dor. Dimitrov. Filip. Somu. E Tsumu sau Tsumu? Tsumu! Tsumu. Bine, să ții minte. Și că-l dau pentru Colic. Colic are în fața lui 3 adversari. Colic. Colic pasează pentru Filip. Colic pentru Tsumu. Să vedem ce poate face Tsumu. Tsumu rămâne la balon. Tsumu este deposedat pe lângă de Anthony. Petrescu acum pentru Lofaso. Popovic. Popovic rămâne la balon. Dar două pasă până la Mihailă. Mihailă în bandă. Două pasă greșite însă bărbuți. Tătar. Cu o pasă lungă care vizează după Popovic. Al strânge Lofaso. Popovic este interceptat de Doncur. Lupte grele la mijlocul terenului. Acum Lofaso și este foul pentru noi în minutul 92. Și cam atât că este din acest match. Poate încă un atac. Bărbuți. 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 Rămâne la balon, bărbuți. Filip și șutul lui Chelici pe lângă poartă. Se termină meciul 2-1 pentru Craiova. Încă o victorie, 9 puncte din 3 meciuri. Tu ce zici, mă, ce cauți? Bă. Iar ia căzut de tu. Sau nu știu ce a făcut. Cred că iar ia căzut de tu. O, oh, și-a scăzut Fortis la 67, o vede? Nasol. Și avem meci cu Astra acasă. N-ar trebui să ne pună probleme. O, oh, și ne vin și ăștia. Uite, luăm pe ăsta. Am găsit, mă! Ce, mă? Deci tu lui Chelic îi ziceai Chelic. A, da. Și lui Martic îi ziceai Martic. Aia. Ai văzut, mă? Știu te-o, mă! Bă, simulez și eu cu Astra. Că joc acasă. Nu cred că... Mamă, unu, bă, râbă, are 85 accelerații. Ești prost? 65 overall, 24, dar în 4 weak foot. Ia ce facem cu Astra Giurgiu acasă. Dima ia galben, se termină prima repriză, Fortes, Balaure, îl scrie pentru Astra, nu prea o ducem bine. De ce Mateo, joci Astra? Mateo egalează. Și acum, ultimele minute, se termină 1-1, din păcate. Pierdem 2 puncte, dar tot rămâne pe primul loc. Mamă, ce-au căzut toți. La... Vai, nu știu, are Marius Constantin ce overall are. Cred că mic, mă. Nu cred că le-au dat. Uite, acum am cu voluntari. Uite, am mamă, pentru Baicu, îl dau pe Baicu. Chiar dacă e tânăr și așa, banii sunt la putere pe aici. Mai am 3 milioane. Și mă leși cu voluntari, că n-ai voluntari până la urmă. Unul la unu, Bancu ratează din penalti. Să vedem cât se termină până la unu. Se pare că 2-1, Colic marchează în minut 89 și ne aduce victoria super bine. Rămâne pe primul loc. Cicăldău face 70 over. Trebuie să-i pune și pe băieții de la tineret să se antreneze, pentru că avem ca obiectiv să... Ia ce obiectiv, să luăm 3 jucători mijlocași de la Academie și să creștem 2 jucători cu 10
OVR, gen, da, 10 OVR points și să-i jucăm 10 meciuri. Super bine, nu, Josem? Da, chiar. Deci, na. Spahia. Bă, cum se pronunță asta? Spahia, cum se pronunță? Spahia, da. Nu are un nume special. Nu are un nume special. Ce rău ești, mă. Oh, no, mai frumos. N-are o pronunție. Uite-mă. Dezvoltată. Martic. Bă, deci am aici la fundaș. Era pe Dobrosav, Levici ăsta, de era... Avem meci cu Dinamo, îl jucăm, mă, pe ăsta cu Dinamo, mă, că suntem așa, mă. Dinamo e totuși echipă bună. Caracter. Unde joci, în deplasare? Acasă. Păi atunci puteai să simulezi. Na, am zis că na. Nu, simulăm chiar așa toate meciurile. O să simulezi eu mai încolo când îmi fac echipa aia bombiță. Zicea oamenii să-l iau pe Denis Manda, de unde bani? Că dacă aveam eu bani de Denis Manda. Colici pentru Cristea. Cristea Mărbuț. O bună pasă pentru Cicăldău cu centrarea. Și este 1-0 în minutul 2. Marchează. Cred că tu trebuie să schimbi dificultatea. Cred, nu știu. Să mă dau pe orgla. Eu zic măcar un pic mai dificil să fie. Colici, marchează pentru la... Da, totuși am dat gol cu 3. Bine, am avut și noroc, da. Da. Bă, dar mă întreb. Ăștia de la Dinamo, mai au și ei jucători români sau? Nu știu. În afară de Nistor, nu cred că... Aici o pasă greșită a lui Bărbuț. Sorescu. Uite, mă, că-l mai am pe-l sărăs. Aita Tampei. Atampei, da, așa îi zicem, Atampei. O bună pasă pentru Jadi. Filip. Pentru Jadi. Jadi, Filip, Doncur. Bărbuț, Cristea. Filip. Colici. Mateiu. Bărbuț. Cristea. Joc de pase bun al echipei noastre. Cicâldău, două pase până la bancă. Cicâldău. Colici, o pasă până la Cristea. Șut, apărat de Muțiu. Parcă a plecat Muțiu de la Dinamo sau n-a plecat? Aaaa, ce mâie mi-am luat cu jucătorul ăsta. Am dat 100.000 de euro pe unul de 5-6 euro. Vai, de pula. Bă, dar de ce nu e de ea liber de contract? Adevărat. Mal, da, respinge. Ferreira este acolo și interceptează Cristea. Pentru Colici, Colici rămâne la balon. Filip. Cristea. Iese din careu, Filip. Filip îl întoarce acolo, Filip, și este 2-0. Minutul 22, da, trebuie să schimbăm dificultatea, mă. Pune și noi pe orpla, da, băi. Bă, dar tu cum făceai să ai atâtea persoane pe live? Veneau ele așa? Da. Bă. Cred că n-am noroc să fiu YouTuber. Ai o voce, da. Ai o voce slavă și de-aia veneau la tine. Da. Da. Lasă, bă, că e bine și atât, alții n-au nicio persoană. Măcar ai 5. Am una. Ai 3. Am... Mă rog. Da, bă, da. Gen, ai un K. Bă, dacă te țineai, mă, trebuie să... De, nu știu ce te-a pus tu de atâtea canale, bă. De nicio. Gen, ți-ai făcut promovare pe ăla? Da, da, și după mă. Postezi pe ăsta? O să îți faci altul, probabil? Pe care o să postezi altfel? Sau nu știu.
Opa, Ferreira și primim gol de la Nistor. Oh. Centrare neașteptată și un cap neucitor al Nistor. Este 2-1 pentru noi. Igliacenii mi se pare cam mic, mă, sincer. Aș lua ceva mai înalt, un Arlauschi ceva. Tot din România, știi? Tătărușanu, pot să-l iau. Cred că iau pe Tătărușanu. Eu așa român, știi? Ție cum îți duce pe acolo? Da, mă, am făcut primul transfer. Ăla de 56 vre? Da. Bun. Asta mă, e bun de început. Bă, dacă crește... Sau nu crește? Crește, care 200 de ani. Cam un an, cât sunt, 2 ani. O bună pasă pentru Cristea și... Îl dau afară pe Cristea. Nu mai joc cu Cristea în viața mea. Nu-i bun de nimic. Îl joc pe Rocea. Oh, Nistor. Da, dar nu știu ce fundaș central să aduc un pic mai bun. Aș aduce pe Burcă, dai 1.000.000 de euro. Sparge banca. Mai am 1.900.000 de euro buget. Sparge banca din nou. Vezi că trebuie să faci și academie dacă vrei să faci obiectivele. A, pula le face. Bă, de ce nu-ți faci academie și gen fundaș? Curcum. Da. Și gen îți crești un fundaș. Te gândi că iau staff-ul meu singurui 2 milioane. Serios? Și mai am unul de 1.400.000 care are 3 stele cu 4 stele. O schimbare aici de bandă. Luka Jovic, oficial, poză. Da? La Real Madrid, da. Și Hazard? Hazard pe 13. Pe 13. 13 iunie. Cum ți se pare transferul? Bă, dacă știe să-l joace... Cum adică? Pe? Că știe să joace? Să-i găsească postul. Ah. Poate nu se înțelege așa bine, poate numai cu aia. Da, cine știe că e o diferență. Mai ales că a jucat foarte mult la Chelsea, știi, adică. Adică doar acolo a jucat. Una e să joci, să schimbi echipele ca și Ibra și una e să le schimbi ca Hazard odată pe carieră. Că de aici cred că mai nu cred că pleacă în 2 ani. O pasă foarte bună pentru Cristea, bara transversală și Colici marchează. Bă, Cristea n-are noroc. Bine care Colici. Te aduce pe Virgil Ghiță, are 20 de ani. Dar ai văd țârul ăla, mă, ce bun e, de la Vitoru? Da. Dar și scump. Hai să ne mai uităm de fundaș central de la Liga 3. Și Jovic, ce zici de el? Joacă titular sau? Eu zic că da. Nu știu de ce cred că o să vândă pe Benzema ăștia anul ăsta. Bă, a avut un sezon bun, sincer, Benzema. Față de ce a fost la Real? Chiar a avut un sezon de... Bine, acum... Da, ai văzut cum a plecat Ronaldo, cum joacă bine. Păi nu, că... Nu-i tot una să-l joci pe unul care, săracul, de-abia joacă. Da, clar. După să-l bagi titular incontestabil. Își arată și el. Ce că-l dău? 3-1, băieții... 4-1, pardon. Pahia ăla, ce overall are? 60? Spahia 68. 68? Da. Wow. E liniștit sau? Asta e bine. Cred că e 1.000.000, mă. Pe atâta, parcă l-am vândut. Deci vrei să zic câți fundași central am în tot lotul? 2. 2 sau? 11. Da. Și ce faci, mă, cu atâția? Ies că eu știu. Nu vin și tu din ei? Ba.
Aici bat pentru cicl, dă aproape de autogol. Malo. Florescu Malo. Până la ATM. 300.000 de euro pe Spahia. 300? Și un jucător 260.000. Cere cam puțin, nu știu la ce se... Poate o fi scăzut în OVR. Poate are 61 că te omor. Bă, nu știu, de, ăla de la Craiova, nu? Da. La mine avea 68. Pustăci. Ce țeapă ce ești? Stai peregata dacă ăsta e... Închizi live-ul. Ha? Închizi live-ul. Îți închid live-ul, da. Oh, ce pasă prost. Ai scăp 68, mă, da. 68 are? Bun. Da. Hai mă că n-am... Să-mi mint eu. Ia că joc pe Rocea în bandă. Bă, da. Rocea a jucat la Steaua. Că parcă era unul Rocea. Tot atunci, în sezon, în sezonul alea. Nu, era altul, bă. Era nu, altul? Ăla era altul, ăla e altă treabă. Ăla parcă s-a retras. Sau joacă. Deci de-astea, nu? Da. Mă ții minte pe ăla. Tatu, mă. Tatu ăla, da. Leandro. Mamă, bă, era prea rău. Da? Era prea rău, lasă-mă-n pace. Era bun, mă. Dar era înalt rău, parcă. Avea o calitate de-asta, înalt sau rapid, nu mai știu ce era el. Era rapid ăla, zi. Da, de motorită, mă. Păcat că s-a dus la Reading. Acum e la Ludogoreț. Nu, că și-a... Sau și-a... Avea împrumut și nu știu, cred că s-a întors la Reading. Era în gen împrumutat. Se determină 1-4 la 1, pentru că noi și-o să schimbăm dificultatea, pentru că, na... Trebuie. Crezi că Hazard se va integra la Real? Tu ce zici, mă? Se va integra la Real? Bă, depinde! Depinde și de... El. Colegi, depinde. Depinde așa, pentru că o să fie greu să se obișnuiască cu alți colegi noi. Clar. Mai ales cum e la Real și așa. Și cu antrenorul, până la urmă. Cu Zidane. Bine, cred că o să-l ajute, mă, că până la urmă e Hazard, mă, și... Mama, mă, și dacă tot l-au adus, ar fi nasol să nu profite de el, știi? Da. Deci, na. Ce transferuri au mai făcut ăștia așa? Atâta. A, și pe Mendy l-au adus. Pe Mendy de la... Lyon, LB ăla, bun. Ma, forță, mă. Bine, l-au pe Marcelo. Ce fac cu Marcelo? Da, pe te gândești că pleacă. Marcel poate pleacă, cine știe. Or, da, da, la asta te gândești. Îl scoatem. Deci acum mă duc să-mi pun jumate din fundaș și central pe transfer. Pe ce dracu să fac cu atâția mei, ești nebun? Uite. Chili ăsta, pleacă. Pleacă Chili. Podorogea. Pleacă Achim, pleacă Mihai, pleacă Capotă, pleacă Capotă, mă. Buligă, pleacă Bucurică, pleacă. Hai să vedem cât e oferte prin noi pentru tăi jucători ăștia. Longford Tudorie, du-te în pula mea. Oh. Stai că vrea Vreau... Cristea să joace și nemă. Nu-l supăra. Uite, pentru Chili, am primit pentru Chili. 100.000 de euro. Pleacă, tată! Chili? Cum sună asta, mă? Suepă, negă! Ia că avem cu Sepsi... Pentru Buligă! 42.000 de euro! Ce mă... Adio! Bă, la voluntari fiecare euro important! Mateu marchează pentru 1 la 0 împotriva celor de la Sepsi. Ia să vedem. Laidunii ăsta e bun, bă, Laidunii ăsta are 65. Bancu și se termină meciul 1 la 0 pentru noi, perfect. Perfect, perfect. Ce ai zis? Cât are? Am găsit unul
Are 65, dar crește bine. A, păi bine, mă, așa gen. Iar mă pe Dennis Man. Iar mă pe Dennis Man. Spune-i să bage bani lui Andone. A? Spune-i să bage bani lui Andone. Să-l ia pe Dennis. A? Uite, pentru capot, 120.000 de euro. Adio! Bă, dar ai vis pe toți, mă? Dar pe ce dracu să fac cu 11 fundași? Păi jos în care eu am nevoie de 4. Îi reprofilezi atacanți. Ofertă pentru Hakim, 380.000 de euro. Dio! Doamne. Ce dracu, bă, ești dement? Să fac cu atâția? Nu știu. Chelic. Chelici. Chelici. Îl vând ca să nu mai pronunț numele, știi, mă. Gata, avem 1.800.000. Ia ce a făcut FCS. Pe cine a luat? Ivo Pinto, mă. Ăla e bun. L-a luat FCSB. No, debutăm în Liga 1. Isco la Manchester City pentru 141.000, știi, mă. Cât au plătit pe? Ofertă pentru Mateiu de la Ajax, mă. Ia cât are. Bă, sincer. Ia să dau negociție. L-aș da pe, scuze, 1900. Îmi dați 1900 pe? Cu astea. Ia că îi băgăm o mică clauză, măcar să mai luăm puțin bănuți de pe el. Așa e. Și câți bani avem? Îl luăm pe Tudor Băluță. Care are 70 overe. Dar nu cred că se mai vinde nimeni. Bă, să-l iau pe Băluță, mă? Hai că-l iau pe Băluță. Transfer bun. Rotation. Ia, acceptă. Nu vrea crucialul. Câți fundași ai vândut, mă? Iar ia căzunetul, mă? Bă. Ia căzunetul. Sau vorbește cu cineva. Îl aducem pe Tudor Băluță pentru 1 milion și ceva de euro și mai rămânem cu 2 milioane. Trebuie să mai vine pe cineva în perioada de iarnă pentru că trebuie să rămânem cu 3 milioane la sfârșitul sezonului. Ne întărim mijlocul până la urmă. Coloana vertebrală. Ia să vedem cine. Oh, manager of the mouth. Bun. Ia ce avem. Oh, Henrik Eminescu, 81-94 la 17 ani. Cât de bun pare, cât de bun pare Henrik. Mamă, de ce le antrenez numai pe el, ești nebun la cap. Fiți atenți aici. Simulăm meciul ăsta cu Gazmetan, că nu-i interesează, mă. A dat Crespisiu. Unul la unu, hai mă, hai, marcați. Olaru și, mă, mamă, cum s-au întâmplat toate. Olaru marchează în top de 7 și Colici. În minutul 89. Mamă, dar dau peste microfonul ăsta mereu, da? Și hai să facem antrenamentele. Eminescu, deci Eminescu e bun, bă, frate. E fundaș, deci facem cel mai bun fundaș. Cred că îi băgăm pe, ia să vedem. Deci Strength 78. Îl băgăm pe viteză.
Îl băgăm și pe Ștefanul ăsta pe accelerație. Și mai băgăm pe atac. Bun. Și mai băgăm pe băiatul ăsta pe passing. Să-i creștem pe băieți. Mame Eminescu se face cel mai bun fundaș și de-a văzut România. Craiova e pe primul loc la 2 puncte de viitorul. Eminescu crește cu un punct, perfect. Trebuie să crească sprint speed-ul acolo. Măcar un 75 așa. Și avem meci cu Botoșan. Dar înainte de asta o să facem o mică schemă. Îl dăm afară pe Cristea. Așa, băluță. Unde e, mă? Unde e băluță? Sunt eu chiar? A, la băgata e. Ok, jucăm așa. Și Mateiu. Alea accelerație și tot. Cum e pe pas? Rămâncă, nu? Da, cred că așa jucăm până la urmă. Și în loc de ăsta îl punem pe sumul ăsta. Și asta e echipa. Botoșan în deplasare, țin mai ăștia acest meci. Sper să câștigăm. Fabian Golos, Mateiu marchează, bun. Înseamnă că îi convine poziția lui Mateiu. Să vedem o replică. Rodriguez, ia Galben. Intră Bush. Bun. Și on genda. La noi intră Fortis, Mihailă și Rocea. Deja trei schimbări. Mateiu reușește dubla și se sfârșește 2-0 pentru noi. Super. Și avem primul meci de Europa League. Pentru că ne-am calificat și în Europa League. Că da. A bătut Vitorul. Adică o să bate Vitorul. În cupă. Avem cu Lille. Asta e echipa lui Hazard. Chiar. În deplasare, hai să enervăm puțin înainte de meci și să jucăm primul meci din grupă. Jucăm așa și așa și să vedem dacă trebuie să-i batem. Puf, ce căldou. Și avem primul meci din Europa League. Bun. Remi. Mai ia. E. Pepe. Aolea, ce periculos e Pepe. Mai ia. Pentru Pepe. Pepe bomba. Benzia. Bun. Ferreira. În fața lui Remi. Bărbuț. Bărbuț intră în centru. Bărbuț. Bărbuț. Cu o pasă foarte bună, Colici acum pentru Mateiu, dar este interceptat de Fonte. E Maia, Pepe. Apoi pentru E, Bancu, primite în afară la care lui Pepe. Bancu recuperează ciclul dău. O pasă bună pentru Băluț. Băluță pentru Mateiu, Colici. Mateiu, ciclul dău. Ciclul dău se întoarce. Am uitat să schimb dificultatea, din păcate, o schimbăm din meciul următor, mă scuzați. Băluță, Mateiu, bară, ce bară de Mateiu, rămâne 0-0 pe tabela. Aici o pasă greșită, Mendes, pentru Regini, Mendes, Araujo,
Benzia. Remi. Filip reușește pe sedarea Barbuț. Mateiu pentru Colic, o pasă bună pentru Cicăldău. În margine Cicăldău, pătrund pe care reușește de posedat înainte de a centra. Benzia. Mateiu trebuie să ne care în meciul ăsta după ce a dat o dublă în meciul cu Botoșani. Mateiu aici pentru Cicăldău. Colic. Și pasa aia la Colic. Doncur reușește de posedarea Mateiu. Tiki-taka Craiova. Mateiu aici reușește să rămână la balon după ce a fost faultat. Colic și Fonte recuperează balonul. Mendes. Araujo. Elkin. Mendes. Bun. Remi ajunge primul la balon. Maia. Le. Filip. Mateiu. Ligini. Mendes din nou. Pepe. Benzia. Pentru Pepe. Pepe o pas pentru Remi și dă pe lângă poartă Remi. Să termină și acest match. Și apoi oprim și live-ul. Nu prea a fost un foarte reușit, dar ne-am distrat cât de cât. Benzia. Colic pentru Bancu. Bancu în fața fundașul de la Lille. Colic. Colic cu un dribbling. Colic cu un dribbling. Colic pătrune careu. Colic încă o bară după ce a lui Mateiu. Cât noroc să mai aibă cei de la Lille. Joacă acasă, până la urmă Fanny împing de la spate. Fonte. Pentru Alighiero. Araujo, așa. Pepe pentru Remi. Pigli acelii. Reușește intervenția. Mendes. Doncur foarte bine. Colic. Cicăldău. Fonte. Mendes. Și se termină prima repriză 0-0. Am avut și două bare. O repriză foarte bună. Ce s-a mai făcut? De ce se beare cu Basel? Constanța conduce pe Monteruel ăla. Deci trebuie și noi să îi conducem pe băieți. Avem o grupă destul de greuță, dacă mă întrebați pe mine. Bine, noi și Lille cred că suntem favoriți să ieșim din ea. Dar na, Barbuți. Și că dă pentru Mendes. Aici, Gazi, Bancu, Mateiu, Barbuț pentru Filip, Ghini, Barbuț, Colic, Mateiu, oprit în momentul șutului. Dimitrov trebuie să câștige, nu o face. Benzia pentru Mendes, care pasă la Mania, înapoi la Mendes. Doncur cu o intercepție, ce intercepție a fundașului nostru, acum putem pleca pe contraatac. Barbuț, Barbuț nu reușește să câștige balon în fața lui Fonte și acum Bancu se luptă. Mateiu rămâne pentru o secundă la balon și sunt nevoiți să arunce mingea în out. Cicăldău pentru Colic.
Polici pentru Filip. Polici. Nu rămân la balon. Fonte degajează într-o zonă în care Matteo n-a putut să facă nimic. El Gazi. Pasă pentru Benzia. El Gazi. Oh, ce pasă pentru Aurelio și Remi. Rea de lângă Ferreira și este 1-0 pentru Lille. Trebuie să-i atacăm cu tot ce avem. Deci o să scoatem pe Mateiu. Îl băgăm pe Mihaila pentru un drop de atac. Îl scoatem și pe lăsăm pe Mateo acolo în dreapta. Facem așa. Bun. Colici pentru Cipeldon, care are venit în centru pentru a dimiti la jocul. Mateo pentru Cipeldon, pasă la Mihaila. Mihaila se încurcă pe Gazi și este out pentru Lille. Respond? Da. Checa Banco. El Gazi pentru Benzia. Remi. Mai departe pentru Araujo. Araujo cu o centrare ferită, de data asta nu mai greșește. Cicldău. Cicldău pe contraatac. O pasă bună pentru Mihaila. Dacă nu și-ar fi făcut acea preluare impresionantă aici, Colic dă drumul la pasă mai devreme, dacă o pasă mai bună data viitoare. Bancu pentru Colic, Cicldău. Toată echipa se duce în atac. Mihaila. O pasă pentru Cipeldău. Fonte recuperează și au șansa de a ieși pe contraatac prin Benzia. Remi. Băluță este acolo. Băluță în fața lui Remi. Colic. Pe drumul la pasă. Mihaila pentru Colic. Colic și Somero. Reușește deposedarea. Acum contraatacul celor de la Lille. Benzia nu se grăbește. Acum o pasă pentru Aurelio. Scoate Banco și putem ieși pe contra ultimul atac. O pasă bună pentru Mihaila. Nu era în offside. Mihaila. Mihaila cu o pasă și mai bună pentru Băluță, care Colici, în ultima secundă este deposedat. Ultima fază de poartă, o centrare. Mai avem timp de un atac. Băluță pentru Colici, Doncur pentru Colici. Bară încă o dată, a treia bară. Și se termină meciul, pierdem cu 1-0. Ghinionul a fost de partea noastră aici. Da, fraților, și cam atât a fost și cu acest live. Eu sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex și până la data viitoare vă doresc o zi bună.